Bună seara, bună seara, mister. Atât pe fața dumneavoastră, cât și, dacă mai iau după reacția din vestiar, bucurie moderată, că la voluntari când se câștiga, muzica era la putere în vestiar, acum nu prea mai auzit. Așa este. Adică să-i țineți așa, cu picioarele pe pământ, nu? Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Într-adevăr, aveam mare nevoie de aceste trei puncte. În primul rând, pentru moral, veneam după un eșec, între ghilimele, usturător, de etapa trecută la Craiova. Chiar dacă am făcut o primă repriză bună la Craiova, a doua am făcut un joc slab și ne doream foarte mult să câștigăm jocul de acasă. Din punctul meu de vedere, a fost un joc echilibrat. A fost un joc echilibrat în care ambele echipe și-au creat situații de a marca, însă eu consider că meritam victoria. Meritam victoria pentru că am mai avut o situație de gol la 1-0, puteam să ne desprindem. Îmi felicit jucătorii pentru atitudine, îmi felicit jucătorii pentru efortul depus în teren. N-a fost ușor, încă o dată noi am avut timpul mai scurt de refacere după jocul de la Craiova. Sunt bucuros, sunt mulțumit de rezultat, însă exact ce discutam la început, trebuie să rămânem ponderați. Suntem la început de campionat, am reușit să câștigăm, felicit jucătorii și trebuie să ne pregătim pentru meciul următor. Mare câștig Nemes, nu? Chiar dacă nu e 100%, cum recunoștea mai devreme. Da, toți adică după plecarea lui Betancur, acum toți Nemes care, cam... Toți jucătorii care au intrat în teren au evoluat foarte bine. Nemes este clar cu un plus pentru că a marcat. Eu am și spus-o în momentul în care a venit, am declarat că este un jucător... cu mare experiență, un jucător de care noi aveam nevoie pe fazele fixe și chiar pe atacul nostru pozițional, unde jucăm mingile pe el și avem timp să venim cu suport ofensiv. Însă vreau să remarc revenirea lui Lucas, lui Dropa, care din punctul meu de vedere a făcut un joc foarte bun defensiv. Aveam nevoie de el și s-a văzut că nu l-am avut în trei jocuri. Ce urmează din punct de vedere al programului, știm cu toții, da? Urmează o săptămână de pregătire. Al așteptărilor. Da, urmează o săptămână de pregătire cu un moral bun după o victorie. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să ne pregătim bine și să mergem să facem un rezultat, să facem un joc bun la Arad și un rezultat pozitiv. Da, dumneavoastră ați fost fotbalist, ați jucat la cel mai înalt nivel, la turnee finale, chiar așa zdruncină un singur rezultat moral unei echipe? Da. Uitați-vă, cel mai bun exemplu este Academica Clinceni, care din punctul meu de vedere nu au echipă... Păi au patru la rând, asta sau spun, acum e cincea. Asta spun, nu au o echipă rea. Au echipă bună cu jucătorii, anumiți jucători cu experiență, jucători de valoare, însă în momentul în care ești pe topogan, e greu să-ți revii și de asta ne-am dorit foarte mult să câștigăm, pentru că puteam să fim noi în locul academicii Clinceni, dacă în cazul în care nu reușeam să câștigăm sau pierdeam acest joc. Uh-huh. Și atunci... Asta e meteahnă românească, deși sunt mulți străini la echipele noastre? Nu neapărat, dar așa se întâmplă în fotbal. În momentul în care pierzi un joc, două, trei, este greu să-ți revii din punct de vedere al moralului și plus că săptămâna premergătoare jocului este foarte dificil de gestionat, în primul rând pentru antrenor. Pentru că jucătorii sunt supărați, sunt dezamăgiți, nu mai au încredere în ei, nu mai pasează așa cum trebuie să paseze și atunci intervin aceste probleme. Nu mai ai încredere în jocurile oficiale, mergi și joci următorul joc, nu mai ai aceeași încredere. Și de-aia lucrurile nu sunt în regulă în momentul în care pierzi două, trei jocuri, două, trei partide la rând. Mulțumesc, succes în continuare! Și vă mulțumesc, la revedere!